Bună ziua! Ce, dar filmele pot crea eroi și idoli. Pentru copiii din Occident e Tommy Shelby, pentru copiii din Est și la noi tot, Sasha Bielei. Dar apare o întrebare, dar sunt ăștia un exemplu de urmat? E că eu nu știu, dar iată, la sfârșitul anului 2023 s-a remarcat un film, mai bine spus un serial, Slova Pațana, Crovi în asfalte. Interesant serial, m-am uitat și eu, cu sufletul la gură, putem spune, și am observat acolo o chestiune. Eroii principali automat au fost transpuși și în viața reală de către cei care s-au uitat la serialul ăsta. Și mi-am pus eu o întrebare, dar oamenii, și inclusiv eu poate, am înțeles corect mesajul din spate, metafora pe care au încercat-o cu realizatorii serialului ăsta, să o pun acolo adânc ascuns. Haideți împreună să deslușim. Da, desigur, tot serialul împreună, să luăm fiecare serie cu bucățică, cu bucățică, nu vom putea, să ne iei tot timpul din lume, numai dacă voi o să doriți asta, dar așa, fluorul general, putem să-l apreciem. Haideți să o purcerem împreună. Așa, istorioara serialului se referă totul la Kazanul anilor 70-80. Dar ce înseamnă orașul Kazan? Dragii mei, este un oraș care a devenit oraș în timpul industrializării lui Stalin. Voi vă închipuiți că oamenii care nu de mult se aflau în contextul unui sat, brusc au trecut în oraș. Dar mentalitatea a rămas acea de la țară. La noi la țară și nu se bat copiii cu copii, nu se bat sate cu sate sau partea din deala satului cu partea din valea satului. Se bat. Fixa s-a trecut în oraș doar că. Orașul Kazan, care în primul rând a fost construit pentru uzinele de acolo, fabrice și așa mai departe. Maturii mereu la lucru, un lucru greu, istovitor. Copiii tot timpul din lume. Iată, acest context interesant a creat posibilitatea ca grupele de băieți din diferite sectoare ale orașului Kazan să creeze așa numitele bande, unde dacă tu ieși de pe raionul potrivit, tu faci parte sau nu faci parte din banda potrivită. Însă, vrei tu, nu vrei, îți place, ori nu-ți place, tu ochii cu bandele astea, ai să dai. Și chiar actorul în prima parte a primei serii, să o spunem așa, dă ochii anume cu asta. Uitați-vă, băieții din raionul Haditactaș, așa e, cu denumire de Hadișovskie, băieții de pe Teapleap, adică din raionul Teplacantrol, Pervachii, da, de la Pervei Gorchi, toți ăștia cine erau? Nu erau oare copiii acelor oameni care lucrau în regiunea și ei trăiau? Da, dar apare întrebarea, pentru mine una interesantă. Dar ce faci pe dânsă să unească și să bată? De parcă nu era mai simplu altceva. Și noi vedem în serial, băieți joacă hockey, fotbal. Și după asta bătaie. De ce, de unde, de când? Și serialul încearcă să dea răspuns la aceste întrebări. Uitați-vă, noi avem două lumi în serial, da? Jora Krzovnikov, adică regizorul la serial, ne-a arătat nouă două lumi. Prima e Andrei Palito, care pe urmă devine, da? Cine era el la început? Elev, exemplar, cânta la pian, tot normal. El fugea de lumea aceea de afară pe care el o vedea, adică unde erau băieții ăștia serioși. Băieții serioși sunt într-un chipaz de Marat. Adidas mlad și, da? Adidas mai mic. Dar cine e Marat? Dar Marat e un băiat care crește într-o familie mult mai bogată decât cea a lui Andrei, într-o familie cu adevărat îndestulată, dar ăsta întruchipează în sine viața asta adevărată din raioanele Kazanului. Băieți serios, el dăm fumează, el dăm să bate, el deja are o importanță în colectivul său. Și Andrei, un pierdut, da? Cu cușma și aia păroasă în cap, să o numim așa. Interesant? Interesant. Și atât în contrapunerea asta și în bătălia asta dintre două personaje și două lumi, să naște conflictul principal și morala serialului ăsta. E că dacă o luăm etap cu etap. Așa, pur întâmplător, doar ca în filme, Marat, Volens Nolens, îl întâlnește pe Andrei în autobuz. Mai era și așa la Pucleaș și la Rotunjel, dar asta e altă situație, da? Iskander, așa numitul. Uitați-vă, se întâlnesc ei, da? Două lumi. Unde se întâlnesc? Într-un autobuz. Perfect, un autobuz care se duce undeva, pe noi asta nu ne interesează. Și ce vedem deodată? Dar cum a putut Marat să-și impună punctul de vedere, dorința, voința și așa mai departe? Cum? Doar prin forța fizică. Mi-a transmit o palmă în scaunul lor și băieți, gazul de aici. Și ăștia și-o făcut deodată? Din frică.
față de Marat, care și este lumea asta criminală, sigur că îți dau în spațiu, op, nicht fai, da? Și mai departe și urmează. La Andrei are loc prima asta ruptură în interiorul lui. El fugea de lumea asta, criminală și așa mai departe, și că încolo dă nas în nas cu dânsa. Și nu poate să facă nimic. Doar și Marat, vedete mai puternic, e și mai frumos, da, asta e altă întrebare, și îl impune pe Andrei și îți fac. Stai pe jos acolo, răzăma de peretele autobuzului și primește un pumn fix în nas. Iată, Iskander scapă, dar cum, cu 30 de capeși. Iată, asta e primul moment. A doua atingere este atunci când deja Iskander, din cauza căruia o primit una Andrei peste nas, Iskander vine și șișere, 3 ruble în coașe. Și atunci, a doua ruptură în interiorul lui Andrei. Iată aceasta a doua ruptură și a fost colosală pentru dânsul. El a înțeles că în așa o lume, ori tu pe dânsii și cu dânsii, ori ei pe tine, dar ei cu tine n-ați fi niciodată. Brusc nimeni din băieți și ei n-a să vină la tine la pian. Clar? Clar și a fost pentru dânsul. Și din cauza asta el ce decide să fac? Să se integreze în mediul acesta violent, dur, în care el are fix șansa de a deveni pațan sau automat ciușpan, să nu-l primească colectivul. Bun că colectivul l-a primit. Din ce cauza? E că și film. Nu uitați asta, că până la urma urmei și era interesant să vedem cum el mai mănâncă bătaie odată și se duce. N-are sens. Până la urma urmei, 8 serii înainte. Dar avem, putem spune aici, intriga incipientă. Încetișor, înțelegem că da, domnul Andrei, nu, benevol forțatul, trebuie să faci parte din ce și înseamnă fenomenul Kazani. Ei, și acum și ne arată nou regizorul. Tu ai două perspective. Băi, e tânăr, frumos. Ei, nu contează că ești frumos sau nu frumos. Toți oamenii sunt frumoși. Sunt frumoși. Și tu ai două perspective în orașul Kazani, în anii 70-80. Prima, ești pațan. Ești cu mujeșii. Tu fumezi. Tu bei. Tu te duci la discace, da? Cum îi spun. Tu te bați. Tu-l prinzi pe unul pe stradă și faci. Îți impui voința ta lui. Și a doua variantă. Fugi tot timpul de dânsii, anume de ieșe de pe stradă, ești ciușpan, dar nici ciușpanii n-a să socoate pe tine, maxim și poti să te pun sari să audă dacă ai tu capeși în buzunar sau nu ai tu capeși în buzunar. Și tu ai să ai niște copiicuță. Și copiicuțele astea nu o să te salveze pe tine de la un pumn în față din partea lor. Iată două perspective. Tare frumoase perspectivele astea. Mama lui Andrei ce? Era tot una de dânsul? Nu. Mama încerca să-l apere? Da. Așa nereușit cum ea încerca, ca o mamă autoritară care e vretă pentru fiul ei și e știe cum ea asta să facă. Dar asta nu îl salvează, că până la urma urmei el când iese afară și se duce la școală, oricum nimerește în mediul ăsta, mama nu o să-l poată acoperi veșnic și ea se gândește să se ducă, însă nu poate, pentru că nu reușește, vădit fiind. Și uitați-vă, Andrei alege a doua perspectivă, el devine pațan, el devine cu dânșei, dar și câștigă el pe final, lasă-l încă o să ajungem. Ei! Și Andriușa nostru, gata, s-a integrat, el are și clicică, palto, nu a fost tare stălă, deși anume palto. Ei, bun, cumva este o argumentat că e palto, deși că el are și un palto, nu s-a interesat așa mai departe, dar Marat Adidas, ladnă, Marat e fratele lui Vova Adidas, perfect. Și nu mai avem noi acolo, Zima, așa, îl avem și pe Iralaș, deși ăsta anume palto, s-a legat de paltonul, eu asta n-am înțeles, dar ok. Fie. Ei și Andrușa nu se integrează în aceste două lumi. Dar aici geniul lui Jora Crăjovnikov. El ne mai arată nouă două perspective în interiorul perspectivei astea violente, da? Că chiar interiorul pațanilor este, ăștia, nu e așa de simplu, tăt. Se ramifică și acolo. Și ăștia, aceste două perspective este Vova Adidas și Cașei. Cine este Vova Adidas? Aici este interesant, aici e așa o aluzie la Remarc. Se vede că Jora Crăjovnikov e băiat care citește, nu e de un pierdut care nu știe. Se vede că l-a citit pe Remarc, arată generația pierdută. Sunt băieți tineri, închipuiți-vă, băieți tineri. Tu ai visele tale, ai visele tale. Tu ai dorințele tale, le ai. Dar războiul din Afganistan nu te întreabă, și vrei tu, îți place, nu-ți place. Tu acolo să ne merești și o să fie interesant. Și chiar Vova Adidas spune asta, înțelegeți? Iată, la Afganistan, că tatăl său nu îl înțelege. Și uitați-vă, vine Vova Adidas din Afganistan. Unde el se întoarce mai întâi? Dar el se întoarce în dvorul lui în care el a crescut. El este unul dintre cei care primii sunt în faza incipientă a fenomenului Kazani. Da, da, el, Vova Adidas. Și unde el se întoarce? Acasă unde perspective foarte multe are. Foarte multe. El se întoarce în dvorul lui. Și din nou rea acea... acel mod de viață în care el a mai trăit, în care el are deja un vis al lui, da, cum ne spun numele, adică el are o greutate, o importanță.
Vă credeți că el a să ducă la lucru? Serios? La studii? Ce vă gavarite? Fix să se ducă la studii. Nu, el este pierdut, el nu știe ce să facă. Și din cauza asta el se reîntoarce în mediul care el îl cunoaște. Este a doua variantă. Cașei. Dar și nu e cașei. E fix ca și Vova Adidas. Băiat crescut acolo, băiat care a fost educat în mediul ăsta, numai că el a mai furat și o cușmă. Deci și vorb zaconiu de venit, așa-i? A furat o cușmă, a nimerit în închisoare și acolo el a mai prins următoarea etapă a factorului ăsta violent, când deja el începe a studia lumea asta criminală, interesantă, specială, în care sunt ăștia, aici, julite, da, cum îi spune, îi numeau pe dânșii. Și atât este Cașei, omul care vine și aduce în stradă tradițiile astea criminale, în care există gradarea asta internă, cine sunt starși și mălați și srednii, cine sunt ăștia, deși în general toți îl respectă pe Cașei și așa mai departe, măcar că, dacă să nu uităm foarte atent, are o logică, deci pe dânsul toate bandele din Kazani îl respectau, bun, din Kazaniul filmului, da, că realitatea acolo era mult mai complicat. Uitați-vă la criminalii în Rusia, acolo sunt interesante episoade, dar nu te trebuie să credeți, pentru că într-un episod acolo spun că ăsta a murit, unul dintre cel care o s-a remarcat cel mai mult în fenomenul Kazani, dar în realitate el e viu ca tare, aici aveți grijă. Dar în general, și mai departe vorbind, Cașei, dar și fac și el interesant. Dar el nu ne arată încă o perspectivă ta de a trăi deja în bandă, unde deja nu e bine, unde deja e rău, după idee. Unde deja violența e la scară înaltă. Dar mai este o problemă, tu încă trebuie să te supui. Tu intri în bandă, dar să nu s-au făcut deodată și mama, mami, mamăi. Nu, tu ești și mai întâi scarlupa. Tu, tot tu, și tu ești în bandă. Tu așa ai vrut în bandă și mai departe. Crezi că gata? Nu, totul abia începe. Și iată, Cașei este chipul de nivelul cel mai înalt. Da, desigur că eu nu trebuie să uit că Vova Adidas chipurile încearcă să schimbi momentul ăsta. Țineți minte când el pățănă, mă cem tăni tem, zanimaimse. Adică el ajunge singur la ideea asta că ceva nu este bine. Și eu ca tare mă bucur de momentul ăsta revelativ, pentru că foarte mulți am observat în spațiu public critic serial. Eu am fost unul din oameni care la început nu mă uitasem la serial, dar deja mai temem de romantica asta criminală. Țin minte că m-am uitat la Brigada, știu vă gavarite, dar vroiam să știu și eu cu părul în spicap, cu Mercedes-ul lui tata, drept că e din 92, drept că e tăie și e universal, dar ok, oricum sunt băieți serios, e Mercedes până la urma urmei și așa mai departe. Adică mie mi s-a insuflat romantica asta semi-criminală. În serial, foarte atent au arătat perspectiva asta spre nicăieri. Că și Vova Adidas, încă o dată, omul care face parte din lumea asta, își dă seama că nu și noi nu și trebuie ne ocupăm. Și el încearcă să fugă de lumea asta, însă, dragii mei, voi credeți că din așa un mediu se fuge nevinovat și neatins de mediu? Da. În povestirea asta mea genială nu pot să evit momentul de dragoste al lui Maratic și al lui Aigul. Și e foarte interesant arătat. Bun, eu nu mai vorbesc despre dragostea polițistii cu palito ca să-i doamne ferește, să-i trăș. Eu nu vreau să ating asta, ok? Cine arată numai aici asta? Mai este încă o confirmare faptul că oricum o să te atingă mediul ăsta banditesc din Kazani. Ai gulci, o vrut să facă cunoștință cu mediul ăsta? Nu! E tot era omul ca și palito, care fugea de dânsul. Și iarăși, ea este atinsă de fenomenul ăsta. Doar că, nici nu că e atinsă. Ea se îndrăgostește în participantul unei bande. Și asta este normal. Până la urmă, ei sunt tineri, sunt frumoși. Chipurile în seriale sunt adolescenți. Asta este normal. Și ea este atinsă de mediul ăsta. Doar că, la mine și a fost numai o problemă la mijloc, când am văzut scena asta de sărut al lui Marat cu Aigul, Aigul care, actrița în realitate are 14 ani, dar Marat, care catare Ruzile acolo, Minecaie îl cheamă, el are 25, pentru mine s-a fost așa, ei da, ok, asta nu contează, până la urmă urmi, e film. Și care este ideea? Și am vrut eu să spun aici, încă un exemplu prin care mediul ăsta în momentul în care te atinge, sau tu faci parte din trânsul. Și ei au făcut parte o perioadă din mediul ăsta, dar ea era fetița care prinie banul pentru faptul că vin băieță să uite la filme. Și frumoasă perspectivă, așa -i? Lumea asta nu cruță pe nimeni. Și foarte mult, și foarte multe dive acestor momente, în special soțiile bandiților și așa mai departe, din păcate sau din fericire, și făceau, îmbrățișau aceeași soartă ca și soții lor. Puteau să fie și ele explodate, puteau să fie și ele împușcate, și așa, mai departe, nu scapă nimeni, nici Aigul nu a scăpat, doar că Aigul este un alt exemplu. Aigul este momentul în care, în mediu chiar și ăsta, în care tu cât de cât aveai o poziție, până la urmă, tu îl iubești nu pe ultimul, ci pe palitor îl iubești.
Pimaratic, da? Adidas Mladche, care el are o importanță în colectiv. Dar la un moment dat, colectivul ăsta tine o să te respingă fix în secunda așa când tu nu faci parte regulii lor. Cu tine nimeni nu o să fie empatic în momentul în care tu, Doamne ferește, nimerești în viol și asta are de suferit. Un viol și nu a compătimit-o nimeni. N-a compătimit-o. Nici părinții, care erau tradiționaliști, oameni, deci știți cum, železnei, de fier. Și nici colectivul umarat. Tot nu a compătimit-o. Nimeni nu a fost empatic. Și unica variantă pe care i-a avut-o, care a fost? Ce și-a făcut ea? El a luat și-a pășit în gol. S-a aruncat de pe fereastră. Frumoasă perspectivă. Și iată, ne apropiem încetişor de final. Cine a câștigat? Cine a avut de câștigat sau cine a pierdut? Haideți să vedem morala finală. Așa, palto. La zonă. Mama în spitalul pentru oameni cu boli mentale. Sora lui pe care el foarte mult o iubește rămâne în tutela polițistei. Ok, polițista oricum pentru fetița asta e un om străin. Adică rămâne pe mâinile unui om străin. Maratic, da? Dar iată Marat, dragii mei, este exemplu foarte bun. Aici totuși cei care au creat serialul ăsta l-au creat cu atenție sporită la anumite chestiuni și Marat este cel care într-un fel are un moment de revelație. Vă închipuiți? Un băie de pe stradă din Spanaua și aia are un moment de revelație în care vede că da, lumea asta este lui străină. Tatăl și relațiile cu tatăl sunt de o calitate foarte proastă. Iubita lui se sinucide și atenție, el simte vina pentru asta. Din ce cauză? Dar cine a adus-o în lumea asta? Cine a integrat-o pe dânsă? El. Prietenul bun pe care el îl avea palto, nici aici n-al mai respectă, să ne sminte momentul, da? Nu-l mai acceptă nici chiar ăștia. Rămâne și el gol înăuntru. El încearcă să se integreze în colectivul ăsta a consumoliștilor și cu ce îl ajută asta? El nici acolo nu se poate integra. Vova Adidas, mort. Iubita lui, apropo, la fel are de suferit pe seama acestui lucru, pentru că ea la fel a fost integrată involuntar, prin dragostea pe care a avut-o pentru dânsul. Eu am o problemă la serialul ăsta, care eu n-am înțeles-o. De ce toate fetele, într-un fel sau altul, sunt proaste? Uitați-vă! Momentul de cunoștință al Vova cu fata asta. El plin de sânge, cu greu vorbește, o îmbrățișează și... E bun că mai este și momentul acela când lui ei făcea operația lui fiind în alergare și fugind de cei care vreau să-l bată. Însă mi-e interesant, dar deși ea brusc s-a îndrăgostit, unde este momentul care argumentează dragostea? Eu personal n-am înțeles asta, dar ok, poate eu n-am înțeles, dar altcineva a înțeles. Succes! Așa noi putem vorbi despre fiecare personaj în parte. Este scena cea denumită în care se vede cariera fiecăruia din principalii personaje pe care noi am văzut. Și ați văzut acolo, nici unul nu a trăit până la adânci bătrâneți. Bun, 90% dintre ei nu a trăit până la adânci și bătrâneți. Unii pur și simplu era scris că nu se cunoaște soarta. Asta e situația. Deci soarta era și iluminată. Bine au terminat, poate numai polițistul cel la care, damă, până la urmă, unii el trebuie să lucreze mai departe, să lupte cu brigăzele astea și bandele astea. Dar el o iubea pe mama lui Palito. Și se vede că și el era gol în intern din cauza pierderii sale. Băieță din Comsomol, dragii mei, Comsomolul era organizația de tineret a Partidului Comunist. Spuneți-mi, vă rog frumos, din serial, voi ați văzut că ei luptă până la urmă pentru valorile lui Lenin și al lui tătuca Stalin? Băieți fac business, ei cu jeans se ocupă, da, cu blujă. Care valoarea lui Lenin și Stalin? Băieți fac bani și Doamne ajută. Și pe Marat o încercați să-l integrezi. Da, Marat, n-avea treabă cu asta. Și băieții ăștia o să termină bine, pentru că se pot orienta repede, dragii mei, ăștia sunt următorii, spunem așa, chiaburi și burgheji a noii Rusii, Rusia anilor 90. Iată de aici începe. Ei, și pe final. Dar care-i morala? Până la urmă, oricum tot am vorbit despre dânsa și am spus că la final, ia că suntem la final. Morala. Dar morala este foarte simplă, dragii mei. Și mesajul filmului la fel este simplu. Contextul primează personalității. Dar asta nu argumentează deloc toate tâmpeniile, prostiile, măgăriile pe care le face omul în contextul ăsta nefavorabil. Am e mai simplu, puțin să fie clar. Da, tu trăiești în cazanul anilor 70-80, dar tu înțelegi că este un mediu violent. Dar asta nu argumentează faptul că și tu vei deveni cel care să bați oamenii vinovați pe stradă. Ai să-i pui sară, că s-auzi, că peștile sunt în buzunar sau nu. Că pur și simplu tu poți să te bați, că tu poți să te bați. Este dreptul puterii tale, așa? Tu ești mai puternic, dar nu, și gata, s-a terminat discuția. Asta nu argumentează deloc.
argumentează mai mult atunci când oamenii pot trece peste etapa asta complicată, fără a scuipa în toate învățăturile, în toată morala și așa mai departe. Iată, ăsta a fost mesajul principal al serialului. Și eu personal nu prea am văzut acolo romantizarea lumii acelea criminale. Da, mulți ar spune că nu. Dragii mei, eu vă chem să scrieți în comentarii. Voi cum ați văzut? Ați văzut romantizare? N-ați văzut romantizare? Dar poate în general voi vreți un film anume să-l discutăm, să-l analizăm. Nicio problemă. Dar poate vreți fiecare serie în parte, bucățic cu bucățic, să o facem. Nicio problemă. Scrieți voi în comentarii. Mai pe scurt, asta a fost pe azi fie. Eu vă mulțumesc pentru atenția domniilor voastre și data viitoare ne mai revedem cu un nou film. Iar pe final, nu uitați un lucru. Пацаны не извиняются. Лайк, шер, шу, субскрайб. Еще не пуни субскрайб. Лайк, шер, чушпан. Наречка, это пирай на ностру.